În plin scandal legat de mobilizarea armatei ruse la granița cu Ucraina, primarul USR din Alba Iulia a venit la București pentru a se întâlni cu ambasadorul Rusiei în România. Asta chiar dacă partidul edilului din Cetatea Unirii a criticat în mod constant Rusia. A decurs frumos și emoționant toate ceremonialele la statuia Ionice Brătianu, la Iuliu Maniu, la Mihai Viteazu, la regii întregitori Ferdinand și Maria și acum la înălțarea drapelului pe catargul din Piața Tricolorului. El este Gabriel Pleșa, primarul din Alba Iulia, un adevărat patriot care ne vorbește despre brătieni, regii întregitori, unire și emoții de român, însă doar când e nevoie, pentru că acum câteva zile l-am găsit la brațul lui Valeri Kuzmin, ambasadorul Rusiei la București. Căci așa s-a gândit edilul userist că e bine să se apropie de Rusia, că poate pică ceva și de aici. Concret, primarul USR al municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a mers la București pentru a se întâlni cu ambasadorul Rusiei din România, chiar în timp ce Rusia desfășoară la granița cu Ucraina zeci de mii de soldați și tehnică de luptă, iar liderii Europei vorbesc despre sancțiuni pe care statul rus ar urma să le suporte dacă invadează țara vecină. Inclusiv România este angrenată în acest conflict tacit deocamdată, însă lui Pleșa nu pare să-i pese. Ba chiar l-a ascultat cu minte și probabil a și aplaudat atunci când Valeri Kuzmin i-a îndemnat pe cei prezenți la recepția dată la ambasada Rusiei să trateze în mod critic ceea ce Moscova caracterizează drept acuzații mincinoase puse în circulație de mass media la adresa Rusiei. La rândul lor, participanții români au vorbit în detaliu despre potențialul economic și investițional al regiunilor lor, manifestându-și interesul pentru dezvoltarea de relații comerciale și economice cu Federația Rusă.